Bun găsit genialii mei, ascultători de 98,3, sunt pe Păun și astăzi la întâlniri capitale vreau să discutăm despre România. Întotdeauna am spus că aș vizita toată planeta, dar de trăit nu mi-ar plăcea să trăiesc decât în România. Unii au zis că sunt un ciudat, dar uite că se dovedește a fi o normalitate și pentru asta mai aduc exemple de alți oameni care iubesc același lucru. Alături de mine este astăzi Leonardus Ursache, antreprenor, un antreprenor care a lansat și o campanie pe lângă afacerile lui, vrea să promoveze România și dragostea pentru România. Și a lansat campania De ce rămân în România? Hai să aflăm de la el detalii despre această campanie. Bine ai venit la București FM, Leonard! Uh, salut, Iberiu! Uh, mă bucur că ne auzim! Tu, acum, ești în vacanță și îți mulțumesc pentru că ți-ai răpit din timpul tău de distracție pentru a vorbi despre timpul tău din România, pe care nu vrei să o părăsești. În ce țări ai tu afacere acum? În câte țări? Ai? În momentul de față am deschis câteva afaceri în Anglia, în Spania, parțial în America și în Olanda. Dar în continuare trăiesc și mă dezvolt în continuare, inclusiv afacerile în România, și consider România cel mai bun loc de a trăi și a te dezvolta. Deci, tu ai afaceri în toată lumea, ai și în America, și în Europa, și în România, bineînțeles, dar totuși pleci, deși. Mulți se plâng cum pleacă unii puțin pe afară și nu apucă să aibă afaceri, doar lucrează la unul, două săptămâni, încep să-și critique țara, ceea ce eu consider josnic. Pentru că nu trebuie să ne criticăm țara, indiferent ce părere am avea. Am cunoscut multe națiuni care vorbesc frumos despre țara lor, deși aveau și ei de criticat, pentru că nicio țară nu e perfectă, după cum știm. Dar noi românii avem această, acest, defect, ea spune. Când ne ducem pe afară, dintr-o dată, noi criticăm țara mai mult decât o critică străinii. Și atunci, normal că percepția lor devine greșită. Dacă spun, păi și ei au zis asta despre ei, cum să cred eu altceva. Tu vrei să dai altă percepție. Și vrei, uh, mai... bine, mai sunt ea care pleacă o săptămână și după aia nu mai știu să vorbească românește. E altă discuție. <laughs> aia sunt un caz special. Uh, tu vrei să insufli tinerilor dorința de a se întoarce, chiar dacă pleacă la studii sau cu afaceri prin să se întoarcă. De ce faci acest lucru? Uh, cred, în primul rând, aici m-am născut, aici am trăit, aici am familie, aici am toate legăturile și tot ceea ce e bun mi s-a întâmplat aici și. Uh, Cred că pentru oricine cel mai bine este să-și urmeze drumul acolo unde aparține. Fără îndoială, sunt în România, ca în orice altă țară, sunt nenumărate provocări, dar din punct de vedere. Eu mă refer acum la domeniul antreprenoriatului, unde activez de mulți ani și unde mi-am dezvoltat afacerile. Și pentru. Acest domeniu cred că România este un mediu mai mult decât propice. În primul rând, datorită faptului că a începe un business este cel mai bine și cel mai ușor să-l faci într-un mediu cunoscut, să-l faci alături de cei pe care îi cunoști, având acces la informațiile despre piață, capabilități colaborative, posibilități de dezvoltare. Fără a adăuga. Necunoscutele unui mediu străin de multe ori, stil. Deci, din punctul meu de vedere, cred că pentru antreprenoriat, a începe business-ul la tine în țară și, în special, în România, este un uh, punct foarte bun. România, fără discuție, are o grămadă de avantaje din punct de vedere al dezvoltării business în principal datorită faptului că mediul la noi nu este excesiv de reglementat, deși există concurență pe diferite domenii, există încă multe oportunități, în special pe ce înseamnă servicii customizate, partea de servicii ce se pot asigura și furniza remote atât la nivel local cât și la nivel global. Ok, sunt dezavantajele inerente, astea nu putem să nu le recunoaștem, ceea ce înseamnă, nu știu, o oarecare instabilitate din punct de vedere legislativ, fiscal și așa mai departe, dar pentru a începe și pentru un antreprenor de început, cred că aceste avantaje sunt mult mai mari decât potențialele de dezavantaje care sunt pe piața românescă. Da, sigur, am și spus, în toate țările sunt și dezavantaje și avantaje. Eu nu vreau să fim niște uh, oameni cu ochelari de cal, să nu vedem. Chiar vreau să atrag atenția, mai ales în domeniul tău, ce ar trebui uh, factorii de răspundere să modifice. Și sunt curios, tu ai cunoscut, având afaceri și în Europa, și în America, fiscalitatea de acolo este prietenoasă, atât de prietenoasă cum se spune? Nu, din contra asta pot să vă spun de deci ce. În primul rând, e clar că. A fi, din punct de vedere fiscal, pentru antreprenori, cred că România este unul dintre cele mai bune medii, cele mai permisive. Ok, există aceste instabilități care de multe ori încurcă aceste modificări în cadrul legislației și al cadrului reglementat din punct de vedere fiscal, dar overall cred că România asigură mult mai multe condiții mult mai bune decât multe alte țări. Am avut, spre exemplu, inclusiv în Irlanda, care se consideră una dintre țările cele mai bune din punct de vedere al mediului de afaceri. Într-adevăr, e bun din punct de vedere al ceea ce înseamnă impozitarea pe profit și câteva facilități, dar overall în România, în continuare sunt mult mai multe uh, opțiunile sunt mult mai bune. Deci ai demontat un mit al celor care uh, spuneau că dacă se duc în altă țară automat au o fiscalitate mai bună, e mai bine pentru afaceri. Iată că România este la un nivel destul de bun, și asta spune un antreprenor cu multe afaceri prin toată lumea. Acum mai Da, doar, da, te rog. Vreau să spun, uh, ok, să nu este, aș vrea totuși că pentru clarificare, din punct de vedere al antreprenorului, din punct de vedere al business-ului, uh, România oferă un mediu mult mai bun din punct de vedere uh, fiscal. Uh, e adevărat, sunt încă probleme, în special pe taxarea forței de muncă, dar uh, în ultima perioadă s-au mai rezolvat dintre ele și se pare că suntem pe drumul cel bun. Așa, ca să nu pare că suntem niște oameni părtinitori, chiar te rog să-mi spui ce probleme ți-ai dorit tu, că poate ascult acum oameni, cineva de la guvern, de la... ce probleme ți-ai dorit tu să fie rezolvate, să fie îndreptate pentru oamenii de afaceri? Sunt multe. Sunt organizații în momentul de față care sunt... există pe piața românească, există un dialog... În, din acest punct de vedere, cu factorii de decizie la nivel guvernamental, la nivel local. Cred că e cel mai bine este de a fi discutat într-un cadru organizat, de a fi discutate aceste probleme, dar cred că lucrul cel mai important pe care îl așteptăm toți este această stabilitate și a putea să face un plan pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung, și a putea să îți dezvolți business-ul. E adevărat, pentru business-urile mici aceste elemente sunt poate mai puțin critice față de marile corporații unde. Uh, la ei contează mult mai mult această planificare pe termen lung, dar inclusiv pentru businessurile mici și mijlocii este foarte important să aibă o predictibilitate și a putea să își facă niște planuri și a se putea dezvolta pentru că investițiile și ceea ce înseamnă dezvoltarea companiei sunt elementele cheie pentru progresul oricărui business. Deci, din ce înțeleg eu de la tine, sunt două lucruri importante. Una să fie comunicare între factorii de decizie și uh, oamenii de afaceri. Exact, să fie deciziile Leciară să și fie... și părerea poate... cineva când face niște legi. Exact, Astrui. să nu fie decizii și apoi să fie cum se întâmplă de multe ori la noi, uh, sunt de fapt reacții reactive, nu proactive anterior deciziilor. Corect. Uneori uh, nu se pot aplica, se dau niște legi și nu există norme. Sau normele sunt greu de aplicate, e foarte complicat. Și a, a, doua problemă este să nu mai fie atâta instabilitate și atâtea schimbări în domeniul fiscal, să ai uh, măcar o perioadă de 5 ani, să zicem, cum era pe vremea ce cu cincinalul, să ai o perioadă de 5 ani în care știi că nu se schimbă nimic și poți să-ți faci niște planuri pe termen mai lung. Bine, problema asta o au și în învățământ, că părinții nu știu cum vor, vor da examen copiii peste 4 ani, știi? <laughs> Mereu se schimbă e și în multe domenii sunt aceste probleme, dar eu cred că lucrurile sunt pe un făgaș bun, pentru că în ultima perioadă modificările cred că au fost, ok, au, există în continuare modificări, dar multe dintre ele nu sunt de esență, cel puțin în domeniile în care activez și cred, sper că acest trend va, va continua și se va îmbunătăți din ce în ce mai mult. Bun, am vrut să vorbim și despre aceste probleme ca să nu creadă lumea că noi suntem niște uh, orbi, exact, da. dacă noi suntem niște orbi, nu vedem problemele și zicem noi, vai da ce bine e în România. E, uite că totuși spunem că n-am plecat din România. Nici tu, nici eu. Și probabil că sunt foarte mulți ca noi. Tu ai făcut un proiect care se numește chiar așa, De ce rămân în România? Cui se adresează, unde se întâmplă și când a, de a debutat? Uh, da, este un uh, proiect care Ok, a rezultat în principiu din interacțiunea cu tinerii. Eu mai am încă un proiect pe partea de dezvoltare antreprenorială, pentru că dacă am acumulat și cunoștință, experiență, am ajuns la un nivel de maturitate suficient de bună și am considerat că trebuie să dau înapoi ceva. Am început să organizăm niște caravane uh, How to Handle Your Life, e de lor, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial adresate tinerilor. În cadrul acestor caravane am avut nenumărate întrebări legate de dezvoltarea business în România și posibilitatea de a face ceva aici. De aici a apărut această idee de a promova uh, ideea de a rămâne în România. Uh, am organizat această acest eveniment cu o primă ediție care a avut loc în București de ce în România și mulțumesc pe această cale tuturor invitațiilor care ne-au au fost, au fost, parte din acest eveniment, ne-au fermecat cu poveștile lor de viață și le-au expus atât de sincer. Vorbesc aici de domnul dr. Cătălin Cristoveanu, de Dragoș Dragotan, de Andreea Marin, de Nadia Tataru, precum și organizatorilor care au fost Mind Hearts Project și a reprezentanților tinerilor de la Consiliul Național al Elevilor și de la Consiliul Elevilor al Municipului București, care au fost foarte implicați și au fost foarte doritori de a obține informațiile și a participa activ la acest eveniment. Au fost, cred că, peste 100 de participanți în, țară, în sală. Sunt Iberiu Păun și stau de vorbă cu antreprenorul Leonard Ursache. Leo, spune-mi am vorbit despre mediul de afaceri, am vorbit despre acest proiect minunat de ce rămân în România, care a avut un mare succes și sper să continue. Tu, de ce da, iubești? Prim... România? Mai departe, în toată țara intenționăm să dezvoltăm, să organizăm astfel evenimente în Cluj și sperăm următorul eveniment și în toate locurile unde există interes pentru acest eveniment. Spunem tu de ce iubești România în afara zonei de afaceri. Știi de ce te întreb asta? Da. asta? Pentru că tu ai putea să consider că mediul de afaceri, din punct de vedere fiscal și multe alte puncte de vedere, este bun în România. Ai putea să pleci din România și să-ți faci afacerile aici. Pe mine mă interesează că de ce tu ai ales să nu pleci din România deloc decât în vacanțe. Da, exact. Da, cel mai bine e să pleci în vacanță decât. Restul timpului să stai alături de cei dragi, să stai alături de familie. Eu sunt un tip care sunt destul de atașat de familie în general, de uh, prieteni și am uh, tot timpul m-am simțit bine, sunt o fire sociabilă, tot timpul m-am simțit bine înconjurat de cei uh, la care țin. Am avut experiența de a pleca afară de foarte tânăr. Uh, am plecat în America, aveam, știu, 25 de ani, 25 de ani și nu mi-am am, mi -am dat seama că nu, nu este un loc unde mi-ar place să trăiesc Aveam un uh, fost coleg de cameră din facultate Plecat acolo de 2 ani de zile Când am ajuns eu la New York A fost prima oară când a ieșit din cartierul lui de acolo din Queens Și a venit cu mine să vadă statuia libertății Mi s-a părut așa wow Cum să stai 2 ani de zile într-un oraș și să nu ieși din cartierul tău Și am zis, asta nu e viața pe care mi-o doresc Ok, aveam La mai ales la vremea aceea, 96 Erau diferențele imense de la cer la pământ între România și America, dar modul de viață de acolo nu era ceea ce mi-ar fi plăcut. Iar pe perioada cât am stat și am mai lucrat acolo, am... toți cu cei cu care am socializat, să spun așa, m-am pretenit, au fost tot din țările estice, italieni, polonezi, deci cei locali oarecum nu prea comunicau cu noi, erau... În general, în, în Occident, lumea care a fost și care a lucrat și sta acolo poate să confirme lucrul ăsta, oamenii sunt destul de egoiști, trăiesc pentru ei. În România este un, așa cred eu, este un mediu mult mai prietenos, oamenii sunt mult mai apropiați. Deși se spune că românii sunt, nu știu, poate unii spun că sunt răi, că sunt așa mai departe, eu cred că în România în continuare există un, așa zis, bun simț, Adică, de genul, afară, dacă se întâmplă să, nu știu, să cazi pe stradă sau să pățești ceva, e foarte rar când cineva, cu adevărat, se implică și vrea să facă ceva, să te ridice sau să facă ceva pentru tine. În România, încă am văzut lucrurile astea și îmi doresc din tot sufletul ca lucrurile astea să rămână în continuare. E adevărat, mai mult în partea rurală există acest conștiință în momentul de față, dar cred că este mult mai bine decât afară și asta este părerea și dorința mea poate ca lucrurile să rămână în felul ăsta și oamenii să fie apropiați și să țină unii la alții. Dar știi că am auzit pe mulți spunând, mă, în România și petrecerile sunt mai frumoase, sunt mai puțin treci. am văzut, am fost în țări în care erau niște petreceri care s-au terminat fix la ora 12. E pe român trebuie să-i dai afară Că, sau la 11. Pe român trebuie să-i dai afară cu forța, că s-a terminat de mult, vin jandarmii. Ei, pentru că ei vor să se distreze, ei știu să Noi în pandemie socializam mai mult decât alții în libertate. Și asta e un aspect care contează. Petrecile și întâlnirile între prieteni sunt altfel când e un grup de români și noi vorbim de românii civilizați aici atrage atenția în mod plăcut. Sigur că avem și noi uh, oile negre, cum au toate țările. Dar nu trebuie să ne uităm la ele. De aia eu vreau să promovez oameni ca tine, că sunt miliarde pe planeta asta de oameni buni și printre ei sunt foarte mulți români. Și uh, cred că România este o țară cu oameni un potențial puternic din punct de vedere uman în primul rând. Avem noi și bogății, dar toți au bogății. Că de-aia mergem să, în vacanțe să vizităm și marea altora și muntele altora, dar oamenii sunt extraordinari, după părerea mea, și nu sunt cunoscuți pentru că, în general, sunt scoși în evidență cei care uh, sunt din zona rea. Pentru că îi da, al... și... trage mai mult la rău, probabil că asta este da. o, una dintre explicații, dar în. Deci, având experiența asta de a uh, face business, a călătorie, în sfârșit, a merge destul de mult în toată lumea, pot să spun că în România cred că este unul dintre cele mai prietenoase moduri de, uh, de a trăi. A te -a, de a trăi, exact, da. Deci, lumea în de general. Și afaceri și prieteni și socializare și tot ce vrei. Leonard, nu mai avem foarte mult. Zim despre acest proiect să mai revenim un pic. De ce rămân în România? Care a fost reacția tinerilor? Că înțeleg că voi ați, ați luat niște uh, vorbitori, ați uh, adus oameni cu experiență de viață și cu succes în viață care au ales să rămână în România și v-ați dus în rândul tinerilor să le vorbiți. Ce, care a fost reacția tinerilor? Uh, au fost foarte atenți. Asta am văzut-o și în caravanele legate de antreprenat. Iar în acest eveniment au fost foarte atenți. Au lăsat telefonul parte, nu au mai uh, discutat, care pentru mine e un lucru foarte important, având în vedere că am și eu doi adolescenți acasă și știu că e greu să le iei focusul de la tehnologie. Uh, și au pus întrebări, foarte multe întrebări foarte pertinente și foarte interesante a fost și meritul, în primul rând meritul participanților au fost persoane de succes, au care au dovedit că se poate rămâne în România și se poate avea o carieră de succes în diferite domenii și se poate ca omul să aibă o viață frumoasă și înconjurat de prieteni și de familie și poate să uh, reprezintă un exemplu pentru ceilalți. Uh, iar tinerii au fost foarte interesați de modul cum uh, au dezvoltat aceste cariere, invitații, de modul cum uh, percep în momentul de, fiață, de față uh, activitatea și modul de dezvoltare din România și au pus nenumărate întrebări pentru a putea să-și clarifice uh, drumul de urmat mai departe în viață. Și cred că noi, sper, de fapt, ca noi să fim pus cât am putut umărul la a, a, a înțelege în mod realist oportunitățile și ceea ce înseamnă să rămâi în România. Și veți mai face asta, înțeleg că tu și cu partenera ta, ta, Monica Popescu, faceți acest lucru pe un traseu destul de lung de acum încolo. Fără că ne, ne dorim. Vă mulțumesc. Acum, am vorbit clar despre afaceri, ne convins le poți face în România foarte bine să renunțăm la prejudecățile că aici nu se pot face afaceri. Sigur, mai este o problemă și aș vrea să îmi spui și chestia asta. Se spune că îți deschizi mult mai ușor o afacere în străinătate decât în România. Că acolo te sprijină pe, pe plan local într-un oraș mic, de exemplu primăria are tot interesul și te sprijină foarte mult. La noi ți se pun multe bețe în roate, foarte multe documente inutile și așa mai departe. Ca de obicei undeva la mijloc. Există într-adevăr în alte țări mult mai mult sprijin din partea autorităților care sunt interesate de dezvoltarea business pentru că acestea vor avea efect multiplicator în momentul în care vor crește și vor aduce bani la buget. Dar pe de altă parte în aproape toate țările în care am și cred că sunt 20-30 până acum. Sunt foarte multe bariere de intrare, adică în orice domeniu. Nu știu, dau un exemplu în Horeca. La noi vrei să-ți faci un bar? Ok, te-ai dus, te-ai luat autorizațiile care trebuie să respecte regulile și te apuci și faci barul. Afară nu. Toate sunt reglementate. Există limitări. Ai o voie în Anglia spre exemplu o licență de alcool la nu știu câte mii de locuitori și așa mai departe. Dar un exemplu simplu să fie pe înțelesul tuturor. Nu mai vorbesc de restul domeniilor în care sunt reglementate excesiv și sunt foariere foarte mari de intrare și din punctul ăsta de vedere e foarte greu să începi un business nou. De multe ori pentru ăstea trebuie să ori să cumperi un business existent ori să depășește barierele bariere de intrare foarte mari, cu costuri foarte mari. Deci, din punctul de vedere al barierelor de intrare, cred că România este un mediu foarte permisiv. Iar, în al doilea rând, pentru mulți tineri care am văzut sunt în momentul de față orientați către businessurile din domeniul, nu știu, digital, IT, robotică și așa mai departe, România reprezintă un mediu foarte propice pentru care are o infrastructură de telecomunicații și IT foarte bună, la prețuri foarte bune, România are, în ultimul studiu, 3 din primele 10 orașe din lume ca și viteză de conectare la internet sunt în România. Uh, și uh, asta pot să o confirm foarte clar pentru că am făcut infrastructură de telecom în Anglia, Irlanda, Belgia și așa mai departe și am înlocuit acum 5-6 ani infrastructură care al noi demontată a demontat acum 15 ani și prin această infrastructură se poate ajunge foarte ușor cu servicii și produse din aceste domenii în orice punct din lumea asta, datorită globalizării și atunci dezvoltarea afacerilor pe acest domeniu este foarte facilă. Am înțeles. Uh, mai avem foarte puțin. Uh, am... E foarte clar că există multe prejudecăți, există și bune și rele și în străinătate și în România. Dar în niciun caz România nu este țara de care să fugi, ci din contră este țara către care să fugi. Și dacă ești străin, vină în România că e mai bine. Dar uh, pe mine mă întristează că pleacă România. Acum eu uh, fac un apel întotdeauna și spun tinerilor, mergeți, luați de afară tot ce e mai bun și veniți înapoi și aplicați la voi în țară. Asta este vreau. cel mai bun lucru care se poate face. Ce vreau să-ți mai spun? Pe lângă afaceri, pe lângă toate astea, prieteni, contează foarte mult pentru faptul că ai rămas în România tradițiile? Da, asta, e, asta am spus. Eu sunt un tip mai. Sentimental. Un om de afaceri sentimental. Zimă, o tradiție pe care o știi din copilărie, ți-a rămas marcată și n-ai renunțat la ea, afară nu o avem. Da, asta, ăsta am avut și șansa de a lucra cu în străinătate la încă de tânăr și am lucrat cu oameni din toate domeniile și de toate tipurile, să spun așa, și atunci am avut uh, posibilitatea să compar uh, ceea ce era acolo cu ceea ce aveam acasă și uh, spre norocul meu, consider eu uh, am uh, ajuns la concluzia că trebuie să mă întorc aici pentru a face ceea ce îmi place și a face a ceea ce îmi place așa cum simt. Uh, și uh, ok, am avut și noroc pentru că am avut o carieră ascendentă și am avut oportunități care s-au putut realiza, dar în ziua de astăzi în condițiile în care calitatea oamenilor trebuie să recunoaștem deschis a început să se degradeze, cred că oricine care dorește să facă ceva și face ceva bine, cred că va avea succes. Nu există da, trez... Eu te sunt de o tradiție. zi o tradiție românească pe care o dorești sărbătorită aici și nu în străinătate, care e mai aproape de sufletul tău. În primul rând, sărbătorile. Paștele Crăciunul sunt sărbători care nu au cum să fie sărbătorite. Altfel, de la la din... o bon, nu prea găsești pe la alții. Dar zi tu și Ca elemente, nu știu, materiale, ci ca modul de a uh, sta împreună cu cei dragi și legăturile care se formează și sentimentele pe care le stai, când stai împreună. Tu ce sărbătoriști, Valentine's Day sau Dragobete? <laughs> dragobetele, a, poate în ultima vreme, sincer n-am sărbătorit nici una nici alta Au fost sărbători care, ok, Valentine's Day chiar a fost în ultima perioadă Dar Dragobetele a devenit ca sărbătoare mai populară așa în ultima vreme Pe vremele apuse, să zic așa, erau mai puțin promovate astfel de sărbători Dar în continuare sunt adeptul sărbătorilor noastre pur autohtone mulțumesc! Și uite, într-un minut așa, Maxim, vreau să-mi spui, pentru că ești și bucureștean de când ai venit la facultate, sunt mulți ani de atunci, spune pentru că toți suntem la București FM, de ce iubești Bucureștiul? Este orașul care m-a adoptat, să spun așa, deci am venit la 18 ani la facultate și de atunci am rămas în o perioadă foarte lungă. Aici, aici s-au născut copii, aici mi-am creat viața actuală și îmi face plăcere, sunt locuri foarte frumoase în București și... Din cea mai frumoasă amintire care îți vine prima în minte, cea mai frumoasă amintire sau cel mai frumos loc sau cea mai frumoasă amintire dintr-un loc din București? Fără discuție, cea mai frumoase amintiri sunt de la maternitate, de la nașterea copiilor mei. Bun. Deci, este clar că ești un om de afaceri, dar ești foarte sentimental. Pe tine te leagă locurile unde ai trăit momente pentru inimă, nu pentru afaceri. Iată, maternitatea, unde s-au născut copiii, prietenii. Este minunat că sunt oameni care scot în evidență aceste lucruri într-o lume în care. Este promovat numai materialul și superficialul. Și cred că ăsta este cel mai important mesaj pe care îl putem da. Mergeți în țara, stați în țara în care sufletul vostru se simte bine. Și cred că sufletul unui român se simte cel mai bine în România. Pentru că aici este seva pământului, a strămoșilor, a rudelor, a prietenilor. De aici ne tragem noi și avem o legătură specială energetică cu aceste locuri. Putem merge în alte țări, putem câștiga bani, putem învăța ceva, dar să ne întoarcem aici, pentru că de aici ne tragem seva. Ăsta ar fi mesajul pe care l-aș da eu și cred că ești și tu de acord cu el. Sunt de plin de acord și este unul dintre cele mai frumoase mesaje pe care se pot trage. Îți mulțumesc pentru această discuție, te las să-ți continui vacanța și te aștept să ne plimbăm amândoi prin București pentru că sunt multe locuri frumoase pe care ne le promovăm și avem și o rubrică, am un coleg Vicențiu care promovează povești din București. Așa că... Fără de locuri în București pe care le descoper în continuare, deși sunt aici de zeci de ani. Corect, așa se întâmplă mereu. Dacă deschidem ochii, vedem mereu ceva nou în acest oraș minunat. A fost alături de mine Leonard Ursache, un antreprenor care iubește Bucureștiul, iubește România și deși face afaceri peste tot, aici va rămâne toată viața lui. Îți mulțumesc pentru această experiență de viață, aceste mesaje și pentru tot ceea ce ai transmis în acest interviu. Eu sunt Iberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect. Noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM, pentru că aici e capitala.